Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem aici o mică situație și am avea nevoie de ajutorul vostru, adică să ne sunați la 0372069599 sau să ne dați mesaje, dacă se poate scrise de data asta, că o să le luăm chiar acum, 0728-3132. Deci situația este cu contractul de electricitate al lui Luca. Am renunțat la rubrica noastră obișnuită, Republica Fantastică România, ca să vedem care este situația pentru Luca, e realmente îngrijorat. A fost un pacient. Da, deci ce se întâmplă? El, după un timp, a văzut ce am făcut noi și a luat inima în dinți și cu multe ezitări a trecut și el sau a trimis o solicitare de modificarea contractului și de trecere la alt furnizor. Da. Și toate lucrurile au părut să fie bune până în dimineața asta, literalmente, până în urmă câteva minute, când a primit următorul mail. Și de atunci nu mai e om, nu exagerez. Deci 0372069599, dacă puteți să explicați sau să ne explicați ce se întâmplă. Că mailul, într-adevăr, e ca factura de curent. Deci după ce că nu înțelegem nimic din factura de curent, acum nu înțelegem nimic nici din mail-ul pe care ne-l trimite compania de electricitate. Și mulțumesc că mi-ai oferit microfonul dimineața asta. Eu sunt foarte circumspect cu schimbările. În general, nu-mi place să schimb lucruri, dar de data asta propunerea de contract era foarte mare pentru noile... Prețul era foarte mare pentru prelungirea contractului. Și am zis, chiar dacă e plafonat, să nu risc să mă trezesc cu niște facturi foarte mari anul viitor, fapt pentru care să trec la furnizorul vostru. Da, de, celălalt. La cel, ăla cel mai ieftin de pe piață, care mi se pare dubios de ieftin, cum spuneai. Nu, că a zis că e Caritas. Dar mie nu-mi plac astea. Nu contează. Suspect de ieftin ceva, prefer să nu. Dar de data asta... S-a luat după noi și uite ce a pătit. Da. Ce ai primit. Și am făcut pașii ce trebuie să urmați pe site-ul respectiv. Și am înțeles de la voi că urmează să fiu notificat când voi fi clientul noului furnizor, da? Cred. Și acum am primit următorul mail, fără titlu, dar pe care când îl deschid îmi zice așa. E din partea fostului, actorului furnizor. Și zice așa. Notificare numărul cu tare din data de desistare a procesului de schimbare de furnizor. Și noi am anexat 2 la procedura de schimbare, ordinul cu tare după 2019. Și noi am zis, ai încurcat-o, nu te mai vrea Alilantul și ai rămas cu ăsta. Și acum te-a și luat la ochi că ai vrut să pleci. În corpul mailului spune că, în conformitate cu prevederile articolului cu tare, nu știu ce, clientul final, pastia Alexandru Luca, s-a primit o nouă solicitare de schimbare a furnizorului / o cerere de anulare a schimbului de furnizor / schimbului de piață din partea furnizorului nou, virgulă, pentru următoarele locuri de consum. Și scrie adresa mea și un cod, ceva pod. Bă, deci mi se înnoadă creierul, serios. Adică vorba aia, un om cât de cât obișnuit să citesc lucruri și să deșifrez lucruri. Băi, nu înțeleg ce vor. Deci eu înțeleg că am trimis o solicitare pentru una dintre următoarele trei, dar nu e cu două puncte. Sunt scrise de valma așa, doar că e pus un slash între ele, da? Da. Repet. O nouă solicitare de schimbare a furnizorului, o cerere de anulare a schimbului de furnizor sau schimbul de piață din partea furnizorului. Dar titlul când deschid mail-ul e ăsta. Sistarea procesului de schimbare de furnizor. Și ori, ce înțelegem noi din asta? Mi-au sistat procesul, nu l-au sistat, urmează să fiu... Că mie ce mi-e frică mie să nu rămân de izbeliște în nomenclatură, că am auzit de la ascultătorii noștri că asta e cel mai rău. Nu rămâi. Dacă rămâi te dau pe la drumuri, cineva. Te dăm piață la cel mai mare preț ever. Da, ia și tu niște lumânări. Stai în casă, zic. Hai să vedem când a sunat lumea, să vedem dacă știe cineva ceva despre chestia asta. Eduard, bună dimineața. Salut, Eduard. Salut, bună dimineața. Salut. Da, este o nouă metodă de la furnizorii de electricitate prin care, în momentul în care tu îți faci, îți depui cererea, da, chiar și online la... nou furnizor, ei îți trimit o scrisoare de obicei și eu am primit-o de la, nu știu dacă pot să zic furnizorul sau nu. Acum zic, ca să înțelegă lumea, chestie de informații acum. Da, am primit scrisoare de la Electrica, adică fostul meu furnizor de electricitate și eu și mult mai mulți, adică sunt mai mulți pe grupul acela de Facebook care zic uite, am primit și eu și dau acea scrisoare prin care tu dacă o semnezi și o trimiți înapoi, practic le ceri lor să revii la fostul furnizor. Deci tu acum, dacă ai trimis acea scrisoare înapoi către ei, ai renunțat la mutarea către noul furnizor.
iar tu vei avea contract în continuare cu fostul furnizor. Vei putea să depui din nou o cerere peste 30 de zile. Luca, nu deschide mail-ul! L-am deschis, dar n-am făcut nimic. Nu, ideea este să nu dai reply. Nu le trimit nimic înapoi. Da. Pentru că totul decurge automat. Și aceste încercări sunt doar încercări din partea lor de a te aduce pe tine înapoi la pe calea cea bună, cum ar veni, pe calea lor cea bună. Mulțumim tare mult, Eduard. Sunt multe telefoane, multe. Hai să vedem dacă... Radu, bună dimineața. Salut, Radu. Radu. Bună dimineața, Radu de la Cluj. Salut, Radu. Da. Bun. I-am pățit puțin altceva. Eu sunt și... să zic, reprezentantul pe casa scării. Eu, pe mine e contractul. Au trimis ceva greșit către distribuție și efectiv vreo 3 luni de zile eu nu știam nimic dacă se transferă sau nu. După care am primit că s-au transferat, că nu există adresa, că nu poate să facă transferul. Uh-huh. Eram fără contract nici într-o parte, nici în alta n-aveam nimic. Până la urmă, cu intervenții, după aproape un an de zile am ajuns să primesc o factură. Deci pot fi și greșeli. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Dragoș. Dragoș, neața. Salut. Neața. Da, în legătură cu problema lui Luca, sunt în domeniul electric. Așa. Și eu la rândul meu am întrebat alții colegi ce vor face sau ce... Asta e vorba de luni de zile. Și mi-a spus, rămâi unde ești. Și, într-adevăr, am rămas unde am fost. Nu spun, în societatea cea mai veche și pot să spun că plătesc, nu depășesc 1.200.000, 1.500.000 pe lună la 150 de kW consumați. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și eu plătesc la fel acum, numai că noul contract ce mi-a fost oferit e de 4 ori mai mare prețul kilowattului oră decât în prezent. Ce am observat și uitați-vă, toți cei care au trecut la noi furnizori, la început a fost bine și după aia au venit facturi astronomice. Cei care au rămas la Electrica, la Engie, la, nu vreau să fac publicitatele, sunt mai multe, așa, i-au lăsat în pace. Asta nu știu până când, nu pot să garantez, dar cel puțin eu, de când a început valul ăsta de scumpiri și de 20 de milioane, 30 de milioane, etc. Nu, eu mai mult de, hai să zic, 2 milioane, că au citit ei o autocitire greșită, 190 de kW sau ceva de genul. Deci eu am rămas pe, exact cum au învățat pe mine aia mai bătrân, să spun. Mulțumesc, Dragoș, mai avem timp să mai luăm? Hai să luăm și pe Cătălin, dar foarte, foarte scurt, te rog. Bună dimineața, Cătălin, ai înțeles ce s-a întâmplat cu mesajul ăsta pentru Luca? Alo? Alo? Alo, bună dimineața! Cătălin. Da, salut! Bună dimineața! Este un mesaj automat pe care Luca l-a primit. Da? Dar spune sistare, cerere, transfer. Dacă se uită, sau din câte am înțeles, sunt niște slash-uri acolo. Da. Mare furnizor, slash, reziliere. Uh-huh. Este un mesaj automat dat de către sistem. Da? Care acoperă toate cazurile. Și el ce trebuie să facă? Absolut nimic, nu se dă nici să-l ignor. Mulțumim mult, Cătălin. Să fie. Da, mulțumim mult, mai Cătălin. Sunt câteva mesaje și pe tabletă că trebuie ignorat, dar sunt și alții care spun că probabil nu mă primește nou furnizor. Acum o să vă țin la curent. Ia-ți-mă niște lumânări. Să fie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.